Polia și-a câștigat pe terenul lui Hermannstadt ultimul meci al celor două din 2020. După o primă repriză fără faze notabile de poartă, ieșenii au început să fie periculoși, iar în minutul 65 au marcat unicul gol al meciului. Andrei Criste a transformat penaltiul scos de Popadiuc. Sibienii puteau egala. În ultimele minute de joc, Stoica a ratat singura mare ocazie a echipei lui Ruben Albes. Hermannstadt-Polia s-a terminat 0-1 și echipa lui Pancu a scăpat momentan de ultimul loc. Astăzi s-a întors norocul și în partea noastră, în favoarea noastră, și ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Estetica nu prea ne-a interesat, dar a fost necesitatea, a fost victoria, punctele. Un tur de campionat terminat astăzi, fără ca jucătorii să primească vreun salariu, deci este meritul lor fantastic și cred că și al meu, pentru că mi-am luat și am primit cu demnitate multe critici. A bad match, this is true, okay. It's not about motivation, it's about football. The rival was intelligent, press high all the match.